Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stăienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de zi și vreau să vă lansez o provocare. Eram concentrată pe denumirea zilei de mâine, știți, este ziua Iei Românești și Gorjul a devenit centrul atenției în acest an pentru că aici va avea loc festivalul România Autentică cu I și A mare, de la Ia Românească, da? Motiv pentru care, dragii mei, mâine mă îmbrac în Ie, da? Și dumneavoastră la fel. Ne întâlnim la Peștișan, la Hobița, unde vor avea loc niște manifestări extraordinare, tradiționale, pentru că dacă ne vom strânge 10.000 de oameni îmbrăcați în Ie Românească, Ia Românească va fi recunoscută ca patrimoniu UNESCO. Deci, vă invit, dragii mei, în Ie, la Peștișan și nu o să vă pare rău pentru că festivalul are un program extraordinar și o să vi-l dezvălui imediat, dar nu înainte de a vă dezvălui cine sunt invitații mei din această seară, mai precis invitatele. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Dragii mei, lume nouă și lume importantă la noi în platou în seara asta. Cristina Chiriac, președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor, da? Nu da, greșesc, președinte, nu greșesc, sunteți? Da. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitația. Și inițiatorul acestei idei de a face ca Ia Românească să intre în patrimoniul UNESCO. Și aceste activități care să se mute la Hobița. Cred că ideea a fost sau a existat de mai mult timp. Ceea ce facem noi aici mâine și ceea ce vom face mâine la Hobița, de fapt punem în aplicare dorințele a mii de români de a introduce IA în patrimoniul UNESCO. Acest lucru ne dorim. Cu ajutorul dumneavoastră, dacă o să ni se alăture cu cât mai mulți telespectatori, cu atât mai mult sunt convinsă că vom reuși să ne îndeplinim obiectivul. Și doamna Raluca Anghel, director în cadrul Autorității Naționale pentru Turism, care a venit să susțină din partea Autorității Naționale acțiunea. Bine ați venit și ne bucurăm că, iată, statul român, adică instituțiile statului, sunt alături de ONG-uri și de români într-o astfel de acțiune. Bună seara, mulțumesc că m-ați invitat, îi mulțumesc Cristinei pentru că s-a gândit la acest, să fac acest festival, s-a gândit să, ca aici în Gorj, unde s-a născut o parte din tradițiile românești puternice, autentice, să aibă loc un festival care să promoveze IA și de ce nu să aibă loc festivalul care va pune IA în patrimoniul UNESCO. Să sperăm că vom reuși. Eu deci, cred că trebuie să trebuie reușim. Trebuie să reușim și pentru asta, dragii mei, vă invităm, poți să vină și din Mehedinți, că noi ne vedem și de Mehedinți peste și Dolj, tot, da? Din toată România. Deci, dragi gorjeni, este dragi mehedințeni, dragi doljeni, care sunteți dragi cu ochii români pe noi, dragi români, că se uită lumea și pe internet și vreau să vă spun, aveți telespectatori din Spania, din Toronto, de peste tot, îi chemăm și pe ei. Deci, măcar să îmbrace ea în semn de solidaritate cu noi, da, și să ne trimită o fotografie pe corect contul de Facebook al României Autentice sau pe site-ul nostru România Autentică, unde se pot încărca fotografiile și astfel împreună cu noi să îndeplinim acest obiectiv de a strânge 10.000 de purtători de IE în lume îmbrăcați în IE. În lume, deci da, nu neapărat să vină la Peștișani. Nu. Din toată lumea, din toată țara, din toată lumea, dragii mei, fiți atenți. Îmbrăcați repede în IE mâine, da? Mâine toată ziua strângeți. Toată ziua până la ora 24, site, da? Da. Dacă mâine, timp de 24 de ore, de la ora 0 sau de dimineață. De dimineață. Așa, până la ora 24, reușim să fim peste 10.000 de români îmbrăcați în IE pe site-ul evenimentului, atunci IA Românească va putea fi propusă pentru a deveni patrimoniu UNESCO. Pentru a intra în patrimoniu UNESCO. Intra, exact. Mai degrabă pentru a se întocmi documentația și a se corect trimite spre aprobare pentru a intra în patrimoniul UNESCO. Corect. Păi atunci, atât că avem un obiectiv extraordinar de patriotic, așa să zicem, și tradițional, televiziunea ENSA TV este o televiziune care promovează tradiția și ăsta este în primul rând motivul pentru care
Așa fiind noi făcuți ăștia de la ENSA TV, iubitori de istorie, de natură și de folclor, cum să nu mergem să ne îmbrăcăm în ie, să ne numărăm și noi printre cei care susțin proiectul dumneavoastră? Vom fi acolo. Vă mulțumim. Și telespectatorii noștri sunt invitați. O să continuăm invitațiile până mâine dimineață, permanent vă vom bate la cap chestia asta. Dar dați-mi voie să le spun telespectatorilor că nu vor veni să stea așa pe câmp în ie ca să-i pozăm, ci vor vedea multe acolo și, dacă îmi permiteți, am să spicuiesc eu din programul de mâine, organizat în colaborare și, mă rog, gazda evenimentului fiind Consiliul Județean Gorj împreună cu instituțiile de cultură subordonate, în speță Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Ansamblul Artistii Profesioniști Doina Gorjului și Centrul Primăria de Creație. Bineînțeles, Primăria Peștișan, Primăria Târgu Jiu, pentru că evenimentele încep de dimineață la ora 10, la 11, pardon. Asociația Acasă la Brâncuș, Asociația Valea Bistriței, Tradiții de pe Valea Bistriței. Iată ce de parteneri și, bineînțeles, presa națională și locală. Așa este. Practic vorbim despre un festival, o sărbătoare câmpenească, care se va derula pe durata a două zile, pe 24 iunie și pe 25 iunie, în care am strâns la oaltă meșteșugari din țară și din străinătate, pentru că vorbeați puțin mai devreme de mehedinți, să știți că avem reprezentanți ai mehedințului între meșterii noștri populari, avem pictori cu renume internațional, precum Mirela Trăistaru, avem sculptori, avem producători de mobilier românesc pictat, sculptat. Deci o să fie și un târg avem, ca pe vremuri. Da, avem vânzători de, producători de săpun autentic românesc, de coronițe, de mâncare tradițională autentică românească, de la sarmale până la celebri mici și românești. Vin cu sarmale cu tot acolo? Vin cu sarmale, cu carnea de porc, cu vinul oltenesc, deci gorjenesc, tot mai mult. Muzică și voie bună, ceea ce este foarte important. Avem un program plin în ambele zile de ansambluri naționale și internaționale. Deci pe lângă Doina Gorjului vreau să vă spun că o să avem participare internațională din Serbia, cu care chiar vom începe ziua de sâmbătă, iar ziua de vineri, în debut, vom avea un ansamblu de 50 de copii din Ucraina, Bulgaria, cam așa suntem organizați. În total discutăm de aproximativ 1700 de ei garantate, cum ar veni. De artiști care se vor urca pe scenă pe durata două zile. Extraordinar. Și ca să spunem și cine participă de la Gorj, cum spuneam, Școala Populară de Artă, Doina Gorjului, secțiile externe ale Școlii Populare de Artă, iată, bineînțeles, mâine fiind 24 iunie, ziua de sânziene, vor fi și trei obiceiuri de sânziene, nu unul, realizate de trei ansambluri de datini și obiceiuri de la Gorj. Mâine ziua va începe cu un pelerinaj, cu, eu știu, niște programe, o paradă pe Calea Eroilor, dar după ora 14 ne mutăm la Peștișani, puteți veni și la Târgu Jiu, nu e nicio problemă, ne adunăm aici, plecăm acolo, după care, bineînțeles... Din Poiana Mare, din acolo. Poiana Mare. Trebuie să vă spun că se ajunge foarte ușor. Noi am fost astăzi, imediat după conferința de presă care a avut parte loc la Consiliul Județean, am fost pe platoul din Poiana Mare să vedem cum decurg pregătirile. Scena este deja ridicată, acum se asamblează corturile pentru meșteșugari. Avem aproximativ 50 de meșteșugari din toate colțurile României, așa cum vă spuneam, și participare incredibil de mare din rândul artiștilor, așa cum v-am spus. Mai departe pot să vă spun că se ajunge foarte ușor, adică exact unde este casa memorială a lui Constantin Brâncuș. E casa muzeu, fac casa muzeu, pentru da. Că nu acolo s-a născut. Am auzit în apropiere sunt și... întregi dezbateri pe această temă. Da, da, da. Până la urmă e este important pentru că să cinstim memoria și faptul că s-a născut în această zonă și că
adică o sămânță a geniului încă mai există poate printre locuitorii noștri. Chiar acolo a fost casa în Hobița, doar că pentru a nu avea grijă unii și alții să dea de pământ cu evenimentul și să zică, băia, au zis casă memorială și e casă muzeu, le spune, da, cum este casă muzeu. Bun, la 500 de metri de casa muzeu este platoul, se află platoul Poiana Mare, vor fi jandarmi și voluntarii asociațiilor care fac parte dintre organizatori, care vă vor indica exact locația, adică se va ajunge, asta vreau să vă spun că există semnalistica deja instalată, oameni care vă vor ajuta să ajungeți foarte ușor pe platoul mare și dacă cumva vă rătăciți, este suficient să ascultați muzica care va răsuna pe platoul din Poiana Mare și cu siguranță ne veți găsi foarte ușor. Iar noi vă așteptăm într-un număr cât mai mare pentru că avem nevoie de dumneavoastră, în special să demonstrăm că în Gorj sunt oameni inimoși care dau startul lucrurilor frumoase. Și iată că vin și din afara Gorjului oameni ca dumneavoastră, iată că instituțiile statului sunt alături de dumneavoastră și de gorjeni și putem să creăm un eveniment extraordinar și de ce nu să atingem obiectivul de a introduce IA românească în patrimoniul UNESCO. Aș vrea să știe telespectatorii programul, e foarte important pentru că fiecare om își face ziua cum consideră și e bine să știe ce pot să vadă și la ce ore, ca să știe fiecare când vine, că practic se pot poza toată ziua, noi îi prindem, nu se pune problema. Deci nu trebuie să fiți neapărat la ora 14 ca să vă înscrieți, să ajutați IA să intre în patrimoniul UNESCO la orice oră până seara târziu, da? Doar să fie mâine. Bun, deci la ora 14 deschiderea festivalului România Autentică, da, în satul Hobița, comuna Peștișani, așa cum spuneam, parada ei, Casa Muzeu Constantin Brâncuș, Poiana Mare, la ora 14:15 minute, obiceiul Sânz Iene, prezentat de ansamblul de obiceiuri și dat în Roua din Cloșani, între orele 15 și 18 este spectacol folcloric prezentat de Școala Populară de Artă Târgu Jiu, ansamblul folcloric Maria Lătărețu, între 18 și 23, spectacol folcloric, ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului, participă corpul de balet, soliștii ansamblului și invitații Niculina Stoican, Petrică Mățu Stoian și Gheorghe Roșoga. Așa este, bineînțeles, expoziția despre care spunea doamna Cristina Chiriac, a meșteșugurilor populare, școala populară și, bineînțeles, invitații din întreaga țară, invitații aduși de dumneavoastră și, bineînțeles, că dacă nu o să vă săturați mâine de veselie, de horă, că bănuiesc că ne dați voi să și jucăm acolo. Și eu da? Vreau să joc, da? Și am provocat-o și pe Raluca. Da? Și eu joc. Da. Așa. Atunci, dacă nu ne săturăm mâine de sarmale, de jucat și de purtatie, ne putem continua distracția și sâmbătă, pentru că între orele 10 și 22 vor avea loc spectacole susținute de Școala Populară de Artă Târgu Jiu din nou și ansambluri invitate din Serbia, Bulgaria, Ucraina. Interpreți invitați în spectacol sâmbătă, da? Steliana Sima, Ion Ghițulescu și Rodica Mitran. Iată, artiști de muzică populară, prietenii noștri, unii dintre ei chiar au participat alături de noi la spectacole umanitare, deci sunt niște oameni deosebiți. Doamna Niculina Stoican, Rodica Mitran. Să nu-l uităm pe Valentin Samfira. Valentin Samfira, am înțeles că e coprezentator? Da, așa este. Alături de Mariuca Mihăilescu, care este prezentator la TVR, la Televiziunea Națională. Iaca. Și pentru că toată lumea vrea să se vadă la televizor și încântă ideea, vor fi transmise materiale ample de către televiziunile naționale. Care televiziune, nu contează că nu facem reclamă, va transmite? Păi, spun sau nu spun? Spuneți! Avem două televiziuni care vor transmite live. Pe durata celor două zile, preponderent va transmite Etno TV, adică în proporție de 90% din programul, atât din ziua de data de 20... Deci vă vedeți la televizor, puteți să anunțați și să salutați prietenii, da? Atât în ziua de 24 de Sânziene, cât în ziua de 25, avem România TV, care ne este partener și care va avea intervenții din oră în oră în jurnalele de știri și toate celelalte televiziuni, inclusiv astăzi ați văzut că au fost aproape de noi la conferința de presă și vrem să le mulțumim tuturor și să le transmitem un mesaj că fără
Puterea din mass media, eu cred că nu se pot mobiliza atât de multe forțe pentru a reuși într-un obiectiv atât de important. Pentru că trebuie, eu vreau să explic cumva pe înțelesul oamenilor ce înseamnă de fapt introducerea ei în patrimoniul UNESCO. Pentru că mulți oameni se gândesc, da, și dacă o introducem mai departe, care-i ce treaba? Se întâmplă? Care-i treaba? Ce am obținut? Păi, în primul rând, pot să vă spun că statul este obligat să aloce bani pentru promovarea tradițiilor și a meșteșugurilor românești, pentru că acest obiect vestimentar numit IA va fi asimilat unui obicei de sânziene și atunci, practic, ziua de 24, care este o declarată la nivel universal, ziua mondială a ei, va deveni un fel de zi în care toate instituțiile statului și toți, cum să-i spunem așa, toate organele abilitate trebuie să promoveze acest obiect vestimentar. De ce vrem să promovăm IA românească? Este simplu, pentru că IA românească face parte din istoria, din cultura românească, iar mai departe IA românească poate să însemne, de ce nu, locuri de muncă, corect, dezvoltare turistică, pentru că nu întâmplător ne aflăm la Gorj, iar al doilea nostru obiectiv și nu întâmplător se află Autoritatea Națională pentru Turism alături de noi. Evenimentul va avea la Gorj, pentru că în loc în Gorj, pentru că Gorjul este un bazin incredibil și se poate transforma într-o poate, dacă nu folosesc cuvinte mari, în cea mai importantă zonă turistică din România, alături și de din Delta Europa, Dunării. Zic eu. Da, culturală. Da. Iar turismul poate ajuta economia românească. Turismul poate crea locuri de muncă, poate schimba inclusiv imaginea României în străinătate. În loc să auzim de diverse știri negative pe care le vedem mediatizate, am putea să auzim de diversi străini care vizitează zona Gorjului pentru a vedea cum se coase oie sau cum se sculptează sau, de ce nu, cum se pictează sau cum se face o opincă, pentru că mâine vom avea și un meșter opincar și un meșter olar alături de noi. Este foarte important ce se întâmplă mâine și poimâine la Hobița. Este foarte important acest eveniment pentru că pune IA, că nu pot să-i zic IA românească, este IA și ne reprezintă pe toți. Practic, acolo unde este locul, într-un patrimoniu universal, pentru că acum, în momentul acesta, ea aparține universalității. Nu departe de, cred că în urmă cu două zile, citeam că chiar primarul din Washington a declarat ziua de mâine, ziua internațională a ei și în Washington și urmează să facă anumite evenimente. Prin urmare, ajungem peste tot. Dat fiind faptul că mă aflu aici reprezentând Autoritatea Națională pentru Turism, vreau să vă spun că suntem foarte aproape de Gorj, de Consiliul Județean Gorj, de Asociația Case la Brâncuș, de Asociația Antreprenorilor din România, pentru că demersul care se face aici vine în completarea demersului pe care le fac autoritățile centrale în a promova adevăratele valori, în a atrage turiști străini și turiști români în aceste zone, pentru că aici poți să cucerești prin originalitate, prin naturalețe, prin autenticitate. Aici sunt izvoare, da? Sunt locuri din care poți să stragi oareși cum seva, să construiești ceva viabil când vine vorba de turism cultural, de ecoturism, da? De turism rural. Și atunci noi ca autoritate susținem astfel de proiecte și cu siguranță că sperăm că mâine, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul tuturor românilor, să reușim să punem IA românească în patrimoniul UNESCO. Să începem, de fapt, demersul în vederea realizării acestui obiectiv, care este foarte îndrăzneț, dar trebuie să devină unul, cum să spun, plauzibil, așa cum călușarii reprezintă, este un dans recunoscut UNESCO și ea trebuie să fie în același loc. Categoric și poate asta. Vreau colegii să arate și câteva imagini pe care le-am surprins la conferința de presă. Nu insistăm asupra declarațiilor făcute acolo pentru că nu are rost. Suntem noi aici, putem să dăm drumul la imagini, da? Doar să arătăm că și instituțiile gorjene chiar s-au implicat și iată, au capacitat presa, au invitat instituțiile culturale
din Gorj au, bineînțeles, dumneavoastră ați fost acolo ca să explicați exact, iată și pe primarul de la Peștișani, Cosmin Pigui, coleg de presă cu noi, fost coleg de presă cu noi, acum a devenit primar. Sunt convinsă că se va pricepe să promoveze zona pe care o păstorește de acum înainte, pentru că vreau să vă spun că anul trecut, când Asociația Acasă la Brâncuș, Consiliul Județean Gorj organizau o întâlnire cu antreprenori de turism din alte țări, am constatat cu surprindere, făcând interviuri cu ei, că unul dintre ei spunea, știam de România fiind, deci antreprenor de turism din Bulgaria, am auzit de, da, știu, România, cum să nu, dar mergeam numai la și știam doar de Dracula. Și nu știați de Brâncuș, că e în România? Nu știam. Iată, din păcate, pentru că Brâncuș a stat într-un cont de umbră legat de acea proprietate a drepturilor de imagine care s-a tot discutat și care încă nu este în regulă, dar să sperăm că în curând se va rezolva. Am fost văduviți, cu toate că l-am avut pe Brâncuș aici tot timpul, niciodată n-a plecat dintre noi cu totul și pentru că și-a lăsat operele despre care spunea nici nu știți ce vă las eu vouă aici. Oamenii din toată lumea nu știu, mulți nu știu că el a plecat de aici, de la noi. Iar noi, cu ce faceți mâine, avem ocazia să spunem încă o dată și încă o dată, până când toată lumea va pricepe că Brâncuș nu este nici Brancusi de la Paris, nu e nici al americanilor, este al nostru, de la Hobița. Așa că vă felicit că ați adus acest festival la Hobița și vă asigur că ENSA TV, care este o televiziune, așa cum spuneam, preponderent de folclor și tradiții, va face tot ce se poate ca să fie cât mai multe ei mâine la dumneavoastră pe site și pe pagina oficială, care poate certifica faptul că s-a ajuns la 10.000 de ei purtate de români și îi invităm pe românii care ne privesc și colegul de la emisiunea de folclor care chiar primește, Gigi Vasile, care chiar primește telefoane în direct din străinătate, sunt oameni care se uită la noi tot timpul, da, și încearcă să sune sau măcar pe Facebook trimit mesaje, spune, suntem aici, cu toate că sunt în Spania, în America, în Elveția. Și el o să facă asta, o să-i invite mâine să se fotografieze și să acceseze pagina dumneavoastră în România autentică. Exact. România autentică și pe Facebook, exact, și pe site. Da, este și în toată lumea. Da, deci, da. Vă mulțumim. România autentică, ați auzit, da? O să vă amintim, o să punem și pe crawl. Facem tot ce putem. Mulțumim. Și mâine o să fim și noi acolo, și vă așteptăm. Bineînțeles. Da. O să facem un reportaj în care o să sintetizăm evenimentele, pentru că n-ar avea rost să transmitem și noi, atât ce sunt deja două televiziuni care înregistrează și transmit în direct tot materialul, dar vom face un reportaj care va sintetiza întregul eveniment, pentru că, slavă Domnului, după ce va fi transmis în direct, automat cred că e nevoie și de un material de sinteză care va fi pus la dispoziția dumneavoastră după terminarea evenimentului, tocmai ca să puteți să-l postați dacă doriți și să se vadă, adică sunt oameni care poate nu vor să stea 7 ore în fața televizorului sau la calculator ca să vadă, sau vin la Hobița, sau vor să vadă ce s-a întâmplat și pot să vadă în 7-8 minute, de exemplu. Suntem în secolul vitezei și e bun și un material mai scurt care să sintetizeze evenimentul. Spiritul evenimentului, care cu siguranță, exact, va depăși granițele Târgu Jiului și sperăm noi că granițele țării. Eu vreau să vă spun că pe lângă promovarea meșteșugurilor și a tradițiilor românești, îmi doresc ca românii să se reîntoarcă la tradiții și să vină alături de noi la Hobița, să simtă efectiv spiritul pământului care iese de acolo, de unde sămânța lui Constantin Brâncuș a fost plasată. Pentru că, într-un fel, se aude și se simte vibrația pământului în momentul în care suntem cu toții la oaltă și, practic, demonstrăm putere, unitate și mândrie românească până la urmă. Pentru că ceea ce se va întâmpla pe parcursul acestor două zile, pot să vă spun atât, că am cununat multe luni de efort, muncă, pasiune și trebuie
trebuie cumva ca toți acești oameni care au muncit și care muncesc și la ora actuală să simtă că eforturile lor n-au fost în zadar. Trebuie să vă spun totodată că parte din echipa importantă care susține acest eveniment se află aici, la Gorj, de la primăria Peștișan, primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean, și ei efectiv au grijă inclusiv la această oră ca tot ceea ce se va întâmpla mâine și poimne să se deruleze în bune condiții, adică vom avea muzică bună, o să fie cald, nu trebuie să vă speriați că o să plouă, o să avem o bere rece lângă noi, o să avem mâncare bună și eu spun că măcar 2 ore sau 3 ore ar trebui să uităm de grijile care ne apasă sufletul, pentru că cu toții avem griji și ne gândim la ziua de mâine, dacă avem ceea ce ne trebuie, și să învățăm să ne bucurăm de lucruri simple, așa cum o făceau și strămoșii noștri în trecut. Nu numai asta, dar chiar medicul spune că din când în când trebuie să și nu știu dacă am mai spus asta pe post, este teoria paharului plin, spune că dacă ții un pahar de apă în mână 2 minute, poți, dacă îl ții 2 zile, nu poți, e vorba de stres. Deci dacă nu lași stresul din când în când deoparte, să uiți de tot, să dai din cap tot ce probleme ai, să stai să te distrezi, să faci ceva ce îți face bine, după aia vei fi perfect sănătos, bun de muncă, bun de tras. Dacă stai tot timpul cu gândul, băi, și n-am plătit chiria, băi, și n-am plătit aia, ce mă fac, la revedere, se blochează organismul, nu mai găsește soluție. Așa că ne dați și o soluție medicală, vă spun eu. Deci dacă unii zic, lasă băi, noi murim de griji și vouă vă arde de jucat. Nu e așa, dragi telespectatori, vă face bine să uitați măcar 2 ore sau exact cum spunea doamna Cristina, 1 oră, 2, 3, cât vă face plăcere să stați acolo, să ștergeți cu buretele grijile din cap, să vă simțiți bine, după care să vedeți ce bine o să vă fie. Și vreau să mai adaug un singur lucru. Intrarea este liberă, tot ceea ce trebuie să faceți este să luați o ie pe dumneavoastră, veche, nouă, nu contează, și să veniți să ne bucurăm împreună de o muncă de echipă, de muzică bună, de timp frumos și de voie bună până la urmă. Am o întrebare din regie. Au voie și cei care n-au ie? Au voie și cei. Ideal ar fi să existe o ie. Ideal ar fi să existe o ie, mai ales că mâine este ziua mondială, internațională a ei, și atunci în spiritul internațional noi ca români trebuie să dăm startul. Pentru că așa cum spunea și prietena mea Raluca Anghel, ați văzut deja, diaspora s-a mobilizat, așa că noi trebuie să arătăm că de fapt, noi ne-am mobilizat mai bine și că startul îl dăm de aici, din Gorj, ca să ne reputem întoarce și la anul și de câte ori ne veți invita, să creăm evenimente la fel de frumoase și cu răsunet internațional. Categorii care ne ajută, exact cum spuneați, pe partea economică, pentru că, din păcate, în Gorj există un regres al industriei miniere și energetice, se fac disponibilizări, iar turismul este, zic eu, singura alternativă. Turismul și partea de meșteșuguri, pentru exact. Că de aici se pot construi mici afaceri care pot trece granița din Târgu Jiu înspre capitală, înspre capitale europene, înspre lume în general. Categoric, și aducându-i pe turiști aici la Brâncuș. Aducându-i pe turiști și aducând profitul, să zic, în exact. Zona asta și din obiecte tradiționale care trebuie să recunoaștem cu toții sunt extrem de bine primite de către turiștii sau de către străini, pentru că reprezintă altceva. Cu toții vin înspre România ca înspre o zonă în care încă mai poți găsi autenticitate, lucruri pierdute, uitate sau poate care n-au făcut niciodată parte din cultura lor și îi interesează, ca să nu-i zic că le incite interesul ca turiști, să vină să descopere ce se întâmplă de fapt aici, într-o țară care încă mai are legătură cu originile și cu tradițiile ei. De altfel, acum nu că vreau să laud un ONG pe care noi l-am avut, dar vreau să vă dau un exemplu. Muzeul Județean Gorj, care de altfel administrează Casa Muzeu de la Hobița a lui Constantin Brâncuș, reprezentanții muzeului îmi spuneau în 2008 că, uite, vin turiști și pleacă cu mâna goală, avem doar niște pliante. Bine, era o conducere nouă, înainte fusese un alt stil de lucru. Și acum s-a schimbat ceva? Și acum s-a schimbat ceva. Noi atunci am făcut un proiect ONG-ul nostru, nu mai contează, nici nu mai există ONG-ul, am renunțat la ideea aceea pentru că ne-am apucat televiziune și n-am mai avut timp să facem acțiuni de ONG, dar știm ce înseamnă. Am făcut un proiect,
Am început să am făcut cursuri cu școala populară, am făcut suveniruri tradiționale, confecționate manual, le-am băgat în consignație la muzeu, au văzut că merge treaba asta, au găsit și alte alții producători tradițional, de obiecte tradiționale și la ora actuală, chiar dacă noi proiectul l-am încetat după un an, că atât era lungimea lui, și la ora actuală, Muzeul Județean Gorj vinde în suveniruri tradiționale în locațiile pe care le are în Gorj. Vreau să vă spun... Deci iată că se face micul meșteșug. Vreau să vă spun că, așa cum povestiți dumneavoastră, în Autoritatea Națională pentru Turism organizează în decursul unui an mai multe târguri internaționale sau participă la multe târguri internaționale, iar Târgu Jiu în ultimii ani este extraordinar de bine reprezentat. Este de admirat maniera în care au reușit edilii dumneavoastră, asociațiile, Asociația Casa la Brâncuș, alte asociații implicate să promoveze această zonă. Dacă continuăm așa, pentru că spun continuăm că o vom face împreună, eu sunt convinsă că există mari șanse ca această zonă să crească și că are un potențial extraordinar turistic și să crească în ochii vizitatorilor străini și să aducă aici turiști și să dezvolte, de ce nu, partea de pensiuni, de hoteluri, de restaurante, de meșteșuguri. Pentru că până la urmă toate se transpun și în bani, și în profit, și în locuri de muncă. Așa este. Pentru că spuneți că... Da, și mai ales că Gorjul nu are doar pe Brâncuș, are Transalpina, cel mai înalt drum care, mă rog, trece prin Pasul Urdele și are cea mai înaltă cotă de drum din țară, are stațiunea Săcelu, care încă nu e declarată stațiune balneoclimaterică, dar care face minuni la foarte multe boli, sunt ape cu tot felul de, și sărate, dar și cu tot felul de săluri și de sulf și de nebunii în substanțe în ele, descoperite de romani. Avem un muzeu frumos avem castru roman la Târgu Jiu, avem zonă montană cu trofee în ceea ce privește vânătoarea. Avem Cheile Sohodolului, unde trăiește și chiar colegul meu, Marius Pana, a făcut un reportaj frumos despre Cheile Sohodolului și noi chiar facem reportaje săptămânal în județ pe banii noștri, adică nu e un proiect finanțat de nimeni. Niște păsări care trăiesc în stâncă. Am stat o oră până când a ieșit pasărea să dea noroc cu noi și să ne spună că e acolo, așa, cu camera țintită pe acele găurele. Sunt niște păsărele așa mici care trăiesc în stâncă și ies, pleacă, se duc, au cuiburile acolo în stâncă. Sunt păsări rare și sunt declarate monument al naturii. Mulți nu știu de ele. Dar și cheile sunt extraordinare. Trebuie să știe, nu? Asta să este rostul nostru, al dumneavoastră, al autorităților, al ONG-urilor, să știe. Pentru că atâta vreme cât nu pui spotul de lumină acolo unde trebuie, degeaba ai aur, degeaba ai diamante dacă nu ți le vede nimeni. Așa că haideți împreună, așa cum începem acum cu acest festival, sau continuăm un demers făcut de autoritățile locale și de ONG-urile de aici, Asociația Națională a Antreprenorilor vine cu acest festival în avantpremieră, în premieră și împreună cu Autoritatea Națională, împreună cu mass media. Haideți să punem aceste obiective în lumină pentru a profita cu toții. Avem ce arăta. De altfel, cred că e o victorie a gorjenilor. Bine, primirăm noi anul trecut, ca să zic, Oltenește și Mărul de Aur, trofeu internațional pentru destinație unică. De excelență, nu? Da? Așa. Mai merserăm la Târgul de Turism acolo și făcurăm mare show. Ați făcut la Viena mare show și la anul Viena acesta, și la București și peste ați tot. Ați făcut și la București, da, cred că, iată, noi am venit către centru și am arătat ce putem și ce avem. Și centru a venit către dumneavoastră. Către noi, adică v-a atras probabil comportamentul proactiv, de fapt, da. O celor de la noi. Așa, vreau cum să a fost? Vă spun că a fost o promisiune. Anul trecut am sărbătorit ziua ei la Sfinx, în Buceci, unde l-am avut invitat pe maestrul Nicolae Voiculeț, care este și ambasador, care este turismului, și ambasador al turismului românesc. Și ne-am propus atunci să umplem văile de sunetul doinei românești și ușor, ușor să coboare până în sufletele românilor.
Și Vasile Brâncuș, care este de aici, de la dumneavoastră, a venit la eveniment și mi-a zis: Cristina, tu ai făcut un eveniment foarte frumos, îți mulțumesc, dar eu vreau să te invit să faci ceva și pentru Gorjul meu. Și atunci, în fața românilor, au fost peste 500 de români pe care i-am urcat la Sfinx, nu-i ușor deloc, n-a fost ușor deloc, am făcut o promisiune și am spus că vă promit că la anul, în 2016, vom merge la Hobița, acasă la Brâncuș, să facem același lucru, la fel, un eveniment mare, tainic, magic și răsunător. Dar ca să-l facem așa, avem nevoie de sufletele tuturor românilor care locuiesc aici, care ne iubesc, care trăiesc și iubesc românește. Și dacă vreodată v-a fost dor de bunica, v-a fost dor de pâinea coaptă în casă, de mirosul de lală de zestre, de care sunt de zestre, costumele, de mirosul de fân proaspăt cosit, să știți că le veți găsi pe toate mâine la Festivalul România Autentică, pentru că deja căpițele de fân sunt făcute, pentru că femeile harnice care vor veni mâine să ne servească cu mâncare au pregătit în prima parte bucatele și eu cred că veți pleca cu amintiri frumoase. Și dacă nu v-a fost dor dumneavoastră și aveți copii acasă, să vă gândiți ce moștenire le lăsați, pentru că eu asta îmi doresc să las copiilor mei. Când m-am îmbrăcat prima dată în ei, am să vă spun că copilul meu cel mare, care are 11 ani, m-a întrebat: mama, ce e cu bluza asta pe tine, că este ciudată rău. Și atunci am realizat că, de fapt, nu se predă în școală, nu există o curiculă școlară care să prevadă obiceiuri și tradiții românești, exact. Cum sunt îmbrăcate, cum se coase oie, ce se ascunde în spatele unui simplu obiect vestimentar. Mesajul care stă, exact, în cusătura ei. Și capelă. În momentul acela am realizat că generația care vine după noi trebuie să aibă o moștenire, iar moștenirea aceea nu le-o putem lăsa decât noi, cei care știm, cei care am primit la rândul nostru de la străbunii noștri toate aceste obiceiuri. Și deci avem o obligație morală, dar nu lăsa să se piardă, pentru că trăim într-o societate informatizată în care suntem dependenți de telefon, de internet, de televizor, totul se mișcă cu o viteză atât de mare, tinerii astăzi nu mai stau să coasă sau să facă lucruri care necesită o migală extraordinar de mare, ci aleg calea altor țări străine sau locuri de muncă care aduc venituri pe termen scurt mari, dar care creează prejudicii pe termen lung. Așa că pentru copiii voștri, pentru părinții voștri sau pentru bunicii voștri, haideți să dăm o șansă României autentice. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Dragii mei, este era informației, este era telefoanelor. Puneți mâna pe telefoane, îmbrăcați-vă în ie, faceți-vă o poză și puneți-o pe romaniaautentica.ro. Așa se numește site-ul. Poate sau să pe contul. Oricine. Da, există o rubrică, a treia rubrică de la stânga la dreapta, se numește România ta și acolo fiecare om ne poate, fiecare telespectator, fiecare român, fiecare din țară sau din străinătate, exact, unde s-o afla ne poate el trimite opinia lui și o poză și o fotografie, cu el îmbrăcat în ie. Exact, îmbrăcată cu el în ie. Iar noi o vom urca și o vom contoriza la fel ca și pe celelalte fotografii pe care le vom urca noi direct de la Hobița mâine. Aveți și un cont de Facebook? Avem, sigur că da, Facebook, România Autentică. Iată, așa se numește. Facebook, și avem Autentică și contul și acolo evenimentului care se numește Festivalul România Autentică. Deci vă invităm ori la fața locului, ori pe Facebook, puneți poze cu voi îmbrăcați în ie. Și ca să vă dovedesc că luați un premiu dinainte, vă ofer piesa IA românească, o piesă de muzică populară foarte frumoasă. Le mulțumesc invitatelor, vă mulțumesc, mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Noi. Ieșim puțin mai devreme pentru că merg la colegii noștri de la altă televiziune să promoveze și acolo evenimentul. Trebuie să ne unim cu toții, să facem, frate, 10.000 de ei mâine, da? Vă rog, hai, la revedere! La revedere! Thank you.
adică facă naieca mea, cu maci cu liliac, printre rânduri cu șapac. Măicuța mea cum sut-o, cu fluturi am potopit-o, să fiu mândră ca o floare, neica după mine moare. Fetelor să nu uitați ea când o îmbrăcați, că e zestre strămoșească și mândrie românească. Pe pânză de borancică să fiu dragă la voinic, subțirica, subțirea, scot sufletul din neica. Fetelor să nu uitați ea când o îmbrăcați, că e zestre strămoșească și mândrie românească. Flori sunt cusute nopți de dor, în iernile lujeroase, când stăteau mândrele în case, când puneau arnici în ac, gândul zbura la cel drag, la ora din sărbători și la lungile cu flori. Fetelor să nu uitați ea când o îmbrăcați, că e zestre strămoșească și mândrie românească. Joc bambie, la o hură boierească, la o sârbă oltenească. Suntem oltenice de soi, veți mai auzi de noi. Puim între primenite, în cântec am fost crescute. Fetelor să nu